Bun, în eventualitatea în care anunțul Kremlinului privind retragerea unor trupe rusești de la granița cu Ucraina s-ar adeveri... Tensiunile din regiune nu înseamnă că scad, se mențin în continuare la cote extrem de înalte. Ucraina va rămâne în continuare înconjurată de militari ruși. Cum este posibil? Aflăm de la colegul nostru, Marius Aizu. Bun găsit, chiar și în actualul context în care o parte din trupele rusești pleacă din dispozitivul pe care îl au la frontieră, Ucraina rămâne totuși înconjurată în acest moment, în est, vest și sud, de Federația Rusă, direct sau indirect, pentru care trupe comasate acolo. Începem cu vestul țării, Transnistria. Încă din 1990, teritoriile de acolo nu mai aparțin Moldovei și tot de atunci, regimentul 14 al armatei ruse este staționat în zonă. În 1992, în urma confruntărilor dintre separatiști, sprijiniți, bineînțeles, de trupele ruse și armata Moldovei, au murit peste 1000 de oameni, iar teritoriul respectiv a fost adjudecat de Republica Moldovenească Nistreană. În estul Ucrainei, de 8 ani, separatiștii fac legea. Au ocupat două orașe importante, Donetsk și Luhansk. Și da, și în acest caz s-a întâmplat tot cu sprijinul militarilor ruși. Tot în 2014, de altfel, Federația Rusă a ocupat Crimea, exact în aceeași perioadă în care estul Ucrainei se transforma în Donbas. Până acum avem vest, est și sud. Acum și din nord se exercită aceeași presiune, Belarusul fiind un apropiat al Moscovei. Mesajul este foarte clar pentru administrația de la Kiev. Nu încercați să intrați în NATO și nici măcar în Uniunea Europeană. Și după ce am stat de vorbă cu mulți ucraineni când am fost acolo la Harkov, Kiev, cred că nici ei nu vor. Ba mai mult, n-au nicio problemă cu armata rusă dacă ar intra totuși în Ucraina.